Colarul și zugravul. Au fost odată doi vecini, buni prieteni, un olar și un zugrav, amândoi la fel de săraci și de necăjiți. Toate acestea până într-o zi când zugravul fu invitat de un nobil mare să-i zugrăvească conacul și fu răsplătit foarte bine. De atunci înainte omul își tot găsi de lucru pe la oamenii bogați, căci nobilul îl recomandase, așa că ajunse să o ducă foarte bine. Olarul, pe de altă parte, era tot sărac și când vedea cât de bine îi merge vecinului său, invidia îl rodea îngrozitor. Se gândea în fel și chip cum ar putea să scape de un asemenea vecin pe care nu-l mai considera prieten. Într-o zi îi veni o idee magnifică. Se înfățișă înaintea împăratului și spuse: Mărite împărate, știu că ai primit în dar un elefant negru, deși ți-ai fi dorit nespus unul alb. Știu cine te poate ajuta să-ți îndeplinești dorința. Vecinul meu, zugravul, ar putea să-ți vopsească elefantul. Știe el o combinație de culori și în cel mai scurt timp ți-l ar face alb. Auzind acestea, împăratul îl chemă de grabă pe zugrav la palat și îi spuse toate cele auzite de la olar. Zugravul se gândi câteva minute, apoi îi răspunse: Prea mărite împărate, eu voi putea să vopsesc elefantul alb, întocmai cum a spus vecinul meu. Dar numai după ce el va face un vas mare unde să ameste culorile și unde să intre elefantul când voi începe să-l vopsesc. Împăratul îi dădu dreptate, așa că îl pofti pe olar să se apuce cât mai repede de treabă. Dar acesta nu reuși nici până în ziua de azi să facă un vas atât de mare și atât de rezistent care să susțină un elefant.